mai mare provocare sunt eu și limitele mele. Asta merg să pun la încercare, asta merg să testez care îmi sunt limitele, cât de departe pot să ajung. Nu plec cu frici, să știi, nu plec cu vreo frică în minte, frica de eșec poate, dar e o frică constantă pe care o am de când eram mic, dar nu plec cu o frică în minte, plec cu încredere și sper să-mi dovedesc mie că într-adevăr nu am de ce să mă sperii. Muzica îmi va lipsi cel mai mult. Sunt dependent de muzică, starea mea emoțională depinde mult de muzică, dar suntem și înconjurați de atâția artiști acolo în gașcă, o să cântăm probabil mult, o să ne simțim bine. Mă motivează să-mi descopăr eu limitele, să văd cât de departe pot să ajung. Toată viața mi-am pus întrebarea asta când am făcut orice mai îndrăzneț, cât de departe pot să ajung. Competiția la bază e o competiție fizică, dar în egală măsură când stai nemâncat cu încă 11 nebuni, devine foarte psihică treaba și se pune la încercare răbdarea, în primul rând, toleranța, să tolerezi oamenii, să-i accepti, să poți comunici în situații extreme. Deci cred că e un 50-50 acolo între psihic și fizic. Survivor România, un nou sezon, în curând la ProTV.